Bună, bună, te scola un cannoli? Mă, chiar aș vrea. Hai. Chiar aș vrea. Mamacita. Ai, 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 ai. De curând Melissa a descoperit o locație nouă pe Instagram, la o prietenă. Ia să vedem. Și mergem pe Waze și scriem Canoleria. Canoleria. Și ajungem în 18 minute. Bine, sunt de aproape. A, în Cosmopolis. Relativ, da. Relativ. Hai să mergem. Și poate iau și o cafea bună. Că cea de acasă nu prea a avut spor. Acasă nu prea e spor așa, într-o zi de sâmbătă. De luni până vineri merge cafeaua băută acasă pe balcon. Dar sâmbăta și duminica la drum. Acum este soare, dar cumva în spate vin niște nori gigantici și trebuie să profităm până nu începe ploaia. Foarte interesant că aici, în Cosmopolis, în acest cartier, trebuie să intri doar dacă ai o referință la poartă. Cumva noi ar trebui să sunăm la restaurant și să anunțăm că vrem să intrăm și să vorbească la poartă. Wow! Sper să aibă umbreluțe la Canoleria, pentru că sigur, sigur o să plouă. Uitați ce înfricoșători sunt norii ăștia. Eu vreau și un cappuccino, cappuccino clasic. Că prima care apare e cea de aici. Da. Asta a fost prima locație. Ce tare. Bine, și aproape de noi. Noi stăm în locul tău? Da. Cred că 3 ani. 3 ani? Oricum s-a dezvoltat foarte mult. Noi nu eram pe pasta bar. Nu aveam pasta, nu aveam pinta, nu aveam doar deserturi. Doar deserturi, nu? Da. Super, hai să ne așezăm la masă și să vedem ce și cum. Am comandat câte un cannoli, pentru că suntem curioși ce gust au. Adică noi avem cumva o referință a cannoliului original din Catania. Și până nu ne ia vântul, sperăm să putem mânca. Partea faină e că aici, în Cosmopolis, este prima locație pe care au deschis-o și prima care ți apare pe Google Maps. Dar, dacă nu vreți să ajungeți atât de departe și vă este mai comod, să știți că mai au o locație și în Torobanți. Și sunt foarte simpatici oamenii de aici. Interesant e că au început cu dulciuri, cu cannoli, și acum fac tot felul de chestii, paste, pizza și așa mai departe. Și cu specific italienesc. Și ne-au spus de la bun început că pizza pe care o au ei nu este cea pe care o cunoaștem noi de la orice magazin. E cu specific italienesc, nu este rotundă, nu este... Au trei tipuri de făină, dar nu cred că o să mâncăm pizza. Acum că suntem destul de ok, am venit pentru desert. Că vine mare ploaie acum, dacă ne prinde, am zis tu. Cum e? Mai vine acum? Mult mai bine. Și nici nu am cerut-o noi. A venit așa... Nota 10. Eu că nu pare sexy, dar cu cana asta n-ai cum. N-ai cum, ești de unde.
trebuie să-ți iei un espresso scurt, așa cum vei acasă, că italienii adevărați așa aveau. Băi, surprinzător, ar fi a doua cafea. Pare foarte faină prezentarea pe tablița asta. Să vedem. Mamă, să nu minte părul. E bun. Seamănă cu ăla pe care știi noi? Sau e diferit? E diferit, dar e bun. Nu știu cum să... Mă rog. E bun. Diferă puțin la cremă față de cel de la Sicilia, în Catania. Dar la textură seamănă foarte mult ăsta. Ăla e puțin mai crocant. Și la partea de... Și la cremă mi se pare... Se pare ok. E bun, chiar e bun. Interesant. Aroma de portocală și cu inserție de ciocolată. E super bun. Cât costă? 14 lei. În Catania era 2 euro. Cam undeva la 10 lei. Da, când îl luai tu din Catania și eu îl mâncam. Corect. Era sărbătoare când se întâmpla asta. Dar e aproape ca în Italia. Bine, erau și alte vremuri atunci. Dar țin cum că la... Ce fac? Iată, mamă, băi mare, am un păr! Ce-ai făcut, Mirza? Am dat pe mine un păr, pe masă, pe pătură, pe... Uite, iertați-mă, nu știu să mănânc. Iertați-mă. Vă mai servim cu altceva? Spuneți-mi. Un pupic aș dori. Sigur, se rezolvă imediat. Dar dumneavoastră vă pupați cu toți chelderii așa pe stradă? Dumneavoastră atât. Faceți excepție. Puteți lasă aici asta. Mulțumim mult de tot. Să rămână. Cu mare drag. Să rămână. Chiar asta-l căutam. Mă uitam în buzunare. Mersi mult. Ce? Ai oftat așa ca o bătrânică. Cum e cu burta plină? Băi, e bine. Mult mai bine decât am ajuns. M-a luat puțin așa lenea, dar mănânc e normal după ce mănânci, nu? E perfect normal. Adică conceptul ăsta cosmopolis a fost nou pentru noi și mi s-a părut destul de tare. Destul de tare. Asta e așa. E ca un mini oraș. Ce pasă? Ce pasă? Hai că am întrerupt programul artistic. Eu nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Hai că am întrerupt puțin programul artistic pentru că o doamnă aici în Cosmopolis s-a căzut pe jos și era puțin... Și a pierdut puțin conștiința sau ceva genul? Nu, nu, nu.
era șocată mai mult, știi, era ușor panicată, așa că nu știa ce se întâmplă. Dar, na, spiritul meu de însuțitor de zbor. Da, s-a dus imediat, s-a dus imediat să vadă ce s-a întâmplat și eu eram ceva gen, de ce cobor din mașină, cunoști pe cineva? Eu n-am văzut când a căzut doamna. A căzut, că da, și... Eu îl filmam pe el și nu am văzut. Fine, ideea că au sărit și oamenii, dar trebuia puțină atenție pentru doamna, că... Da, în fine. În fine, doamna e ok, cumva, doamna o să o okay, ducă cumva cineva acasă și... Nu mai știu ce voiam să zic. M-am speriat. Vorbeam de canoleria. Hai, revenim mai târziu. Ei bine, despre experiența noastră la canoleria. Toate bune. Mi-a plăcut foarte mult acel canoli pe care l-am mâncat. A fost cel cu fistic, cu pistacio. Mie îmi place foarte mult canoli cu fistic pe care l-aducea Marius din Catania. De fiecare dată când avea zbor și putea, bineînțeles, îmi aducea câte un canoli. Și îmi place foarte mult această prăjitură, dacă se poate numi așa. Și acesta a fost și ea foarte, foarte bună. Cumva aduce cu acel gust, mai ales că pare a fi franciză italienească, deci cumva istoria primează. Cafeaua a fost ok, cam light. Și tipa care lucra acolo, foarte amabilă și simpatică. Atât din partea mea, revenim cu informații de la domnul Marius Elie. Hai că am plecat la fix, după cum vedeți. Plouă într-un mare fel, cum ne-am obișnuit zilele astea. În principiu, cafeaua a fost ok. Mi-am cumpărat un expreso lung și a fost destul de lung. Dar canoli a fost ok, seamănă mai mult sau mai puțin cu gustul pe care le experimentam noi atunci când cumpăram din Catania. Opa. Doar că a fost o aromă nouă. Nu am mai mâncat portocală cu ciocolată, deci nu știu, nu prea are termen de comparație. Mie mi-a plăcut foarte mult, puțin cam dulce pentru gustul meu, dar asta pentru că... Tu nu prea consumi zahăr. Ba da, consum zahăr, îmi place zahărul. De ce zici? Îmi place zahărul. Dar leviți. Încerc să revit. Ideea e că eu mâncam un canoli din ăla întreg, dar acesta mi s-a părut puțin cam dulce pentru gustul meu. Dar cine știe, poate pentru alte persoane nu e suficient de dulce, nu știu, n-am eu să știu. Dar oricum ți-a plăcut? E da, de mers? E mișto, e de mers, e de venit, e de mâncat, e de încercat. Te-ai simțit mai aproape de Italia? Băi, mi-a dat așa, pentru câteva momente până să înceapă ploaia, cu măsuță, frumos, afară, cu o cafeluță. Dar lăsat așa o impresie de Italia de Cosmopolis. Tare. Așadar, v-am luat cu noi la o experiență italienească. Și data viitoare, cu siguranță, o să încercăm și pizza. Pentru că am văzut că mâncarea arată super, super yummy. Și niște domni de la o masă arătoarată și au luat paste și risotto și arăta super bine. Dar și pizza arată bine, am văzut eu pe Instagram. Și o să venim cu poftă de mâncare data viitoare și renunțăm la desert. Sau și desert. Vedem. Că mai au dulciuri acolo.